Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta povestim chiar acum. Absolvenții Institutului Juridic din Tiraspol. Grand prezidențial pentru clubul sportiv Tiras-Racheta. În anul valorilor familiare povestim despre familiile numeroase. Absolvenții Institutului Juridic din Tiraspol, astăzi 52 de tineri specialiști, au primit diploma de studii. Platoul Institutului Juridic din Tiraspol, 54 de absolvenți, 12 din care sunt domnișoare. La solemnitate participă pedagogii, rudele, prietenii. Tradițional, sărbătoarea a început cu introducerea drapelului. Astăzi, în rândurile colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne se încadrează cadre tinere, inspectori de miliție, milițieni de sector, colaboratori operativi, angajați ai Serviciului de Patrulare și Circulație, lucrători ai domeniului care în viitor vor forma baza miliției noastre și vor lupta cu infractorii, vor apăra Constituția, ordinea publică, liniștea cetățenilor. Sunt convins, cunoștințele obținute vă vor fi de folos. Vă vor ajuta să îndepliniți datoria cinstit și să obțineți succese în viitoare activitate. Eduard Conț a visat din copilărie să muncească în acest domeniu. Mai întâi a studiat în corpul de cadeți, apoi în Institutul Juridic. Încă atunci când învățam în corpul de cadeți, doream mult să lucrez în sferă dată. Pentru mine, corpul de cadeți a fost o etapă de pregătire pentru a continua studiile la Institutul Juridic. Au fost greutăți, momente dificile, dar pe toate le-am depășit. Tinerii milițieni își încep deja calea profesională. Toți sunt repartizați la locul de muncă. O dată istorică pentru Bender. La 28 iunie 1940 în oraș a intrat Armata Roșie. Așa s-a sfârșit ocupația română. Ea a durat 22 de ani. Atunci, în iunie 1940, au eliberat Basarabia, teritoriul contemporan al Moldovei. Gardul Negru, acest monument ne amintește despre evenimentele strașnice, anii de ocupație română, fără nicio dezvoltare. În august 40, Basarabia a fost alipită la teritoriul Nistreniei și a fost creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Peste jumătate de secol, Chișinăul oficial a ales propria cale. Parlamentul Moldovei a recunoscut nelegitimă crearea RSSM și s-a dezis de Nistrenia. Campania de admitere la Universitatea de Stat Nistreană continuă. În prima săptămână, documentele le-au adus deja mai bine de 200 de abiturienți. Ei doresc să studieze la Facultatea de Filologie Juridică, sunt doritori de a deveni agronomi, sunt așteptați abiturienții și la Facultatea de Pedagogie și Psihologie, la Medicină. La universitate sunt asemenea specialități. Universitatea de Stat Nistreană, campania de admitere e întoi. Alexandra Kuzmenko visează să devină psiholog la școală sau grădiniță. Către admitere se pregătește serios. De mică m-am interesat de diverse dizabilități în dezvoltarea personalității, dacă putem spune așa, cum societatea influențează omul, cum se va comporta el. În prima săptămână a admiterii, documentele le-au depus 150 de abiturienți, mai bine de 50 din ei la Facultatea de Pedagogie și Psihologie. Locuri bugetare vacante pentru viitorii educatori și pedagogi de clase primare mai sunt încă. În topul celor mai solicitate specialități este învățământul preșcolar, adică educatori în grădinițe. În fiecare an primim mai bine de 200 de cereri din Republică. Pregătim câțiva absolvenți la secția de zi. Astăzi e o așa situație când școlile foarte mult cer specialiști și suntem nevoiți să le permitem studenților de la secția de zi să lucreze chiar de la cursul 2-3. În anul curent a devenit populară specialitatea pedagog-defectolog. La ea, în prima săptămână, au depus documentele mai bine de 20 de abiturienți. Pentru ca abiturientul să fie admis la studii, trebuie să susțină examenele la limba rusă, matematică, științe sociale și biologie. Testarea va fi la Universitatea de Stat Nistreană, dacă n-ați susținut examenele de profil în formatul examenului unic de stat. Campania de admitere va dura până la 20 iulie. Documentele pot fi aduse în zile lucrătoare de la ora 9 până la 5 seara, sâmbătă până la ora 2 de zi. Examenele de admitere vor începe la 22 iulie. Pe
platoul Ministerului Afacerilor Interne le-a omânat diplome salvatorilor profesioniști, 21 de persoane. La specialitatea protecția, în situații excepționale învață numai la Tehnicumul Politehnic din Slobozia. Timp de 7 ani, aici au pregătit mai bine de 50 de salvatori. Toți ei acum muncesc în unitățile antiincendiare și subdiviziunile de avarie și salvare din Republică. Служу Приднестровской Молдавской Республике. Не забывайте, что вас учили помогать ближним своим. Nu uitați că pe dumneavoastră v-au învățat să-i ajutați pe cei apropiați în situații complicate de viață. Străduiți-vă să realizați scopurile trasate. Mergeți înainte, nu vă fie frică de greutăți, dumneavoastră le veți depăși. Toți absolvenții sunt deja angajați în muncă, vor face serviciu în unitățile de avarie și salvare și în cele antiincendiare. Unde lucrați Slobozia Pojarna Ohrana? Voi lucra la Slobozia în unitatea antiincendiară. Am ales această specialitate fiindcă îmi place să salvez oamenii, să le ajut. Printre absolvenți sunt și domnișoare. Margareta Primac a absolvit cu diplomă roșie. Я очень трудилась для красного диплома. Am muncit mult pentru a obține diploma roșie. A fost greu, însă m-am isprăvit cu această sarcină. Sunt îndreptată la serviciu la Tiraspol. Voi activa în subdiviziunea de avarie și salvare din capitale. Sunt gata la 100% de lucru. Tatăl la început era contra, acum e fericit că am studiat aici. În Istrenia nu ajung salvatori și pompieri. Doritorii pot depune documentele în Tehnicumul Politehnic din Slobozia. Campania de admitere până la 25 august. Clubul sportiv Tiras Racheta din Tiraspol a câștigat grantul prezidențial, puțin mai mult de 200.000 de ruble. Acești bani vor fi cheltuiți pentru dezvoltarea paratenisului. Din contul grantului la Tiraspol vor fi organizate turnee internaționale. Meciul viitorului, sportivul nistrean Dumitru Lavrov contra robotului de tenis, este unul din tipurile de antrenament. Biruința rămâne de partea parasportivului nostru. Acest robot, clubul Tiras Racheta l-a procurat 2 ani în urmă. Atunci au câștigat grantul prezidențial. Din acești bani au cumpărat mese, palete, a fost schimbată podeaua în sală, totul corespunde standardelor paralimpice. Noi în Nistrenia practic nu avem așa utilaj. Producător e firma din Japonia, Butterfly, la mesele căreia sunt desfășurate campionatele Europei și Mondiale. Plus la aceasta, utilajul, mesele sunt specializate pentru persoane cu dizabilități, pentru cei care sunt în cărucioare. În anul curent, clubul sportiv Tiras Racheta la fel a primit un grant, 270.000 de ruble. Banii vor merge la organizarea turneelor internaționale la Tiraspol. Ne-am bucurat mult că în anul curent încă o dată am primit grantul prezidențial. Am fost plăcut uimiți de acest fapt. Adresăm mulțumiri prezidentului pentru că contribuie la dezvoltarea sportului pentru invalizi la noi în Republică. Unul din cele mai apropiate turnee, Tiras Open, va avea loc de la 3 până la 7 octombrie. Sunt așteptați sportivi din Serbia, Rusia, România și nu numai. Vor fi competiții jubiliare care se vor desfășura pentru a 15-a oară. La Slobozia, la marginea orașului, arheologii fac săpături la o movilă. Ea are o vechime de la 4,5 până la 5.000 de ani. Recent au curățit și au examinat încă o înhumare. Aici a fost înmormântat un om. Încă e greu a spune dacă este o femeie sau un bărbat. Este scheletul unui matur, epoca bronzului timpuriu, vreo 5.000 de ani până la era noastră, adică sfârșitul mileniului 4, începutul mileniului 3, până la era noastră. Săpăturile continuă. Aici este o altă înhumare. Construcție de înhumare, iată fântâna de intrare. Odaia subterană ce s-a prăbușit, s-a format un gol, a căzut deasupra cernozeom, va trebui desăpat și decurățit înhumarea. Toate descoperirile vor fi cercetate în laborator. Lucrările sunt realizate din grantul prezidențial. 2024 e anul valorilor familiale. Familii numeroase au apărut pe bannerele din Bender. Mai multe despre una din ele povestim în continuare. Bender, intrarea din partea Tiraspolului. Pe banner e fotografia unei familii numeroase. Capul familiei, Andrei Zacordoneț, e antreprenor. Oxana, profesoară de istorie. S-au căsătorit fiind încă studenți. Sunt împreună 30 de ani. Au crescut 5 copii.
Рождение ребенка – это смысл... Нашterea copilului este un sens pentru o femeie. Desigur, nu toate femeile nasc, majoritatea, dar nu toate. Cineva se consacră lucrului, cineva soțului, în ambele cazuri este un drept al lor. Dar îmi pare că se lipsesc de ceva. A avea copii e o semnificație interioară și un mare potențial. Soțul asigură familia, mama se ocupă de copii. La început n-a fost simplu. Oxana lucra la școală și studia la fără frecvență, la aspirantură. Acum e docent, candidat în științe istorice, predă la Universitatea de Stat Nistreană. Dar treburile casnice nimeni nu le-a anulat. Trăiește familia la Gâsca, gospodărie e mare, în toate le ajută și copiii. Toți în casă avem obligațiunile noastre. Eu hrănesc animalele, sora mai mare face ordine prin casă, facem de serviciu și la bucătărie. În familie toți copiii se ocupă cu sportul, canotaj, lupte. Mama în copilărie a practicat atletica ușoară. Acum, împreună cu tata, planifică să cucerească Kazbekul. Familia împăratului rus Nicolae al II-lea la fel a fost numeroasă. La Bender, lângă cetate, este un banner pe care e familia regală. În familia regală tindeau spre mai mulți copii, cu scopul continuării dinastiei. În secolul XIX, în familia regală erau numai puțin de 4 copii. Nicolae al II-lea a continuat această tradiție. 4 fiice și mezinul Alexei, moștenitorul tronului. Bannerele la Bender le-au instalat, consacrându-le anului valorilor familiei. Сейчас у нас следующий больной готовится на операцию, в принципе, он готов. Сейчас будем оперировать его. Victor Mihai se pregătește către operația ordinară, a doua de dimineață, planificată. Chirurgul urmează să înlăture apendicita și hernia pacientului, iar când soția Natalia a lucrat obstetrician ginecolog, el a asistat-o. În anii 80, împreună cu soția, au fost orientați la lucru în Dniestrovsk. De atunci, 34 de ani, tratează pacienții în orașul natal, dar au avut și practică în străinătate. De două ori, medicii Mihai au fost în Africa, Alger și Tunisia, în componența unei echipe de medici din Moscova. Trebuia să trecem o pregătire specială de studiere a limbii franceze pentru a lucra în țările africane. Cu Natalia Nicolaevna, 9 luni am fost la pregătire la Leningrad. E important, lucrând acolo, să cunoști tradițiile, obiceiurile. Victor Mihai opera, soția Natalia lucra ginecolog. La un spital de stat reveneau de la 70 la 700 de mii de pacienți. O deosebită povară era în Tunisia. De lucru era mult, mai ales pentru Natalia Nicolaevna, care era unicul ginecolog la o așa populație. Practic în fiecare schimb opera câte 8-10 cezariene. Ajungea să facă cezariana în 15 minute. În Tunisia au lucrat aproape 9 ani, apoi au revenit la Dniestrovsk, în spitalul orășenesc. La Dniestrovsk avem un spital specific. Aici niciodată n-a fost serviciu non-stop al medicilor. Urgentam acasă, adică în orice timp puteam fi chemați. Erau operații, ne ajutam reciproc și până în prezent suntem cu soțul aici. Vechimea de muncă a familiei Mihai e de 45 de ani. Copiii la fel sunt medici. Fiul e chirurg, fiica stomatolog, iar peste 2 ani Natalia Nicolaevna și Victor Ivanovici vor marca nunta de aur. La 30 iunie, Catedrala tuturor Sfinților din Dubăsari va marca jubileul de 220 de ani. Lăcașul dat are o istorie bogată ce a fost reflectată în expoziția vernisată în oraș. Muzeul istorico-etnografic din Dubăsari. Aici sunt vernisate, exponate, ce țin de istoria Bisericii tuturor Sfinților, cărți vechi religioase, veșmintele preotului care se referă la veacul 19. Starinii vieși. Aici sunt și alte obiecte vechi, spre exemplu, crucifixul, icoane mici, comode afiluate în drum. Alături sunt veșmintele preotului ce se referă la începutul veacului 20. Ele sunt de culoare neagră și erau îmbrăcate doar în post, înainte de Paști. Istoria Catedralei tuturor Sfinților din Dubăsari începe în îndepărtatul 1797. Construcția ei a fost începută prin binecuvântarea mitropolitului Chișinăului și hotinului Gavril Bănulescu Bodoni. În 1804, în Lăcaș, a avut loc primul serviciul divin. A funcționat până în 1937. Apoi e închisă cu o mică pauză în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei.
În incinta ei, în timpul sovietic, erau diverse depozite, secții sportive de box și ciclism. Cu an ce trecea, aspectul ei, interiorul, au ajuns într-o stare deplorabilă. Așa a fost până la începutul anilor 80 ai secolului trecut. Atunci, practic, tot orașul și-a adus aportul la reconstrucția bisericii. În 1988, ea și-a reluat activitatea. Mi-a plăcut mult când ne-au povestit despre cărțile vechi religioase, despre istoria catedralei. E bine că la deschiderea expoziției au fost invitați copiii. Ei trebuie să cunoască istoria Plaiului Natal. Copiii prezenți la expoziție au studiat exponatele vechi, au conversat cu slujitorii cultului. Adrenalină plus peisaje frumoase de la nordul țării. Acum sunt posibile plimbări pe quadricicluri în Beloci. E un sat în raionul Râbnița. Aici se află o stâncă, moara de apă din veacul 19 și nu numai. Pentru amatorii de situații extremale e pregătit un traseu interesant. Aici sunt landșafturi frumoase, multă apă. Posibil în viitorul apropiat va fi o locație care se va bucura de mare popularitate, la fel ca și Benderul. Avem locuri pitorești, cu păduri, drumuri curbe. În acest plan avem mai multe posibilități. Le place mult clienților, care vin încoace să se plimbe, să iei cunoștință de peisajele noastre. În elaborare se află și traseul spre Turnul Vânturilor din Stroiești. Cu clubul de quadricicluri va colabora clubul turistic EVA. Acum elaborează calea proprie. Spre exemplu, pe parcursul unui tur e posibilă plimbarea cu quadriciclul, urcarea pe stâncă, călătoria prin strâmtorile noastre care nu sunt mai rele comparativ cu cele din România, călătoria pe bărci. Nordul Republicii este o comoară de aur a Nistreniei. Pentru peripeții sunt multe itinerare. Startul itinerarului pe quadricicluri este de la cafeneaua Zapravka, costul 300 de ruble în oră. Sunt și zilele familiei, cu reduceri de 20%. Atât pentru această oră. A fost ultima noastră ediție de știri în acest sezon televizat. Redacția emisiunilor în limba moldovenească pleacă în vacanță. Să aveți parte doar de știri plăcute. La revedere!